Rafturile cu lactate din orice supermarket abundă în produse diverse. Iaurt, lapte, chefir, sana, brânzeturi, smântână, lapte bătut. Mulți dintre voi își pun întrebarea dacă să aleagă lactate integrale sau varianta lor degresată. E cazul să lăsăm deoparte iaurtul light și laptele de 0,1% pentru sortimentele cu mai multă grăsime? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist, și în acest clip o să-ți răspund la aceste întrebări. Lactatele sunt alimente hrănitoare datorită conținutului de proteine, carbohidrați, vitamine și minerale. Reprezintă o sursă bună de calciu care menține densitatea osoasă și în același timp reduce riscul de fracturi. Adulții de până la 50 de ani au nevoie de 1000 de miligrame de calciu pe zi, în timp ce pentru femeile de peste 50 de ani și bărbații de peste 70 de ani, necesarul zilnic este de 1200 de miligrame. Probioticele din lactate fermentate, ca iaurt sau chefir, contribuie la o imunitate puternică și previn problemele gastrointestinale. Dar sunt sănătoase lactatele cu multă grăsime? În anii 70-80, grăsimea era considerată nocivă pentru sănătate. Astfel că asociațiile medicale recomandau alimente low fat, adică conținut redus de grăsime, inclusiv în cazul lactatelor. Studii mai recente au arătat însă că lactatele mai grase nu reprezintă un pericol pentru sănătate, doar pe baza conținutului de grăsimi saturat. Știm că grăsimile sănătoase, cum sunt cele din nuci, semințe, avocado sau ulei de măsline, sunt necesare într-o alimentație echilibrată, deoarece ajută organismul să absoarbă nutrienți esențiali. Spre deosebire de grăsimile mononesaturate și polinesaturate, lactatele conțin în principal grăsimi saturate. O meta-analiză ce a inclus 21 de studii a ajuns la concluzia că nu există suficiente dovezi care să arate că grăsimile saturate cresc nivelul de colesterol și riscul de afecțiuni cardiovasculare. Totuși, consumul de grăsimi polinesaturate în locul celor saturate ar putea contribui la reducerea riscului de boli de inimă. Recomandarea mea este de a limita grăsimile saturate la 7-10% din calorile consumate zilnic, iar pentru persoanele cu probleme cardiovasculare la 5-6%. Relația dintre grăsimile saturate și colesterol este una complexă. Grăsimile saturate cresc nivelul de colesterol rău, LDL-ul, dar în același timp măresc și colesterolul bun, HDL, care protejează împotriva bolilor de inimă. Haideți să vedem care este relația dintre lactate și slăbit. E un subiect care interesează pe toată lumea. Lactatele degrasate au mai puține calorii la 100 de grame față de cele grase, însă acestea din urmă oferă o senzație mai mare de sațietate, astfel că poți să te simți sătul mâncând mai puțin. În plus, dacă elimini grăsimile, s-ar putea să fii tentat să consumi ca substitut mai mult carbohidrați rafinați sau zahăr, al cărui exces influențează negativ sănătatea. Relația dintre consumul de lactate, în special lapte, și slăbit a fost subiect pentru numeroase studii, dar nu au existat rezultate concludente până acum. Unele cercetări au ajuns la concluzia că lactatele grase chiar ajută la reducerea riscului de a depune kilograme în plus. Un studiu efectuat pe 1700 de bărbați a arătat că un consum ridicat de lactate cu conținut mare de grăsime este asociat cu un risc scăzut de obezitate abdominală, un factor care predispune la dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Astfel, persoanele care au inclus în dietă mai multe lactate cu grăsime au înregistrat un risc mai mic cu 50% de a dezvolta obezitate abdominală în comparație cu cele care au avut un aport mediu. Sportivii și persoanele foarte active pot alege fără problemele lactatele integrale, datorită consumului lor energetic mai ridicat. Lactatele degresate și semidegresate sunt recomandate de obicei celor care vor să slăbească sau să se mențină la o anumită greutate în apropierea competițiilor, dacă vorbim de sportivi. La final, să tragem câteva concluzii. Pentru un om obișnuit, consumul recomandat de lactate este de 2-3 porții pe zi. O porție înseamnă o cană de lapte, un iaurt de 200 ml, 50 de grame de telemea sau o jumătate de cană de brânză de vaci. Dacă nu ai probleme de sănătate specifice, poți consuma și lactate cu mai multă grăsime. Ei bine, asta nu înseamnă să exagerezi și să îmbraci mereu mâncarea într-un strat de brânză sau smântână grasă. Să nu uităm că pe lângă lactate contează și restul alimentelor din dieta noastră. Putem să păstrăm un echilibru între lactate cu conținut mai mare de grăsime și cele semidegresate, ținând cont și de celelalte surse de grăsimi din alimentație. De exemplu, într-o zi putem consuma un pahar de lapte de 1,5% și un iaurt mai gras. Dacă ți-au fost utile aceste informații, abonează-te la canalul Superfit și urmărește-ne!